Mierea brută primită de la producători se decristalizează în fabrică, apoi este trimisă la procesare. Dotată cu tehnologie de ultimă generație care poate menține mierea la 40 de grade Celsius, cea mai bună temperatură pentru procesare, fabrica de la Limanu poate produce până la 3 tone de miere pe zi. Cât de importantă era o fabrică pentru zona Dobrogei? Cred că foarte importantă, pentru că în toată lumea se cere un anumit sort de miere și aceasta se realizează prin lichefiere, omogenizare, îmbuteliere și distribuție. Cea mai mare grijă a apicultorilor, aceea că nu vor avea unde să-și vândă producția, va fi dată uitării după deschiderea fabricii. Obligația și preocuparea lor cea mai mare este să producă cât mai multă miere, să își înmulțească numărul de familii pentru a produce din ce în ce mai multă miere, fără să stea cu gândul și cu grija unde voi da mierea anul ăsta, cine îmi va da banii, ce preț îmi va da. Aici producătorii, membrii asociației, au propria lor fabrică. Este o chestiune extraordinară, adevărat că nu se face ușor, costă mulți bani, dar merită. Fabrica de la Limanu este a treia ca mărime din România, dar prima la nivelul dotărilor. Turcii, lideri mondiali în producția mierii de pin, au fost impresionați de inițiativa românească. Apicultorii vor veni aici să-și proceseze mierea, să o ambaleze și apoi să o vândă în condiții corespunzătoare. Pentru a estima importanța unei astfel de investiții în apicultură, trebuie să observ terenul din jur, iar din ceea ce vedem aici, ne dăm seama că în 5 ani fabrica va trebui mărită pentru că pământul pare foarte bogat pentru apicultură. Fabrica de la Limanu va intra în producție cel mai probabil la toamnă, după terminarea sezonului de recoltare. Realizarea ei a fost posibilă cu o investiție de peste 1 milion de lei.